E trecut de ora 2, dar bicicliștii și biciclistele încă n-au pornit la drum. Noi am venit în grup organizat din drumul Tabere. Ne dai poza? Neapărat, vă dau poza, da. Am venit organizat din drumul Taberei, credeam că am întârziat. Dar văd că la 21:15 încă nu pornește. Încă nu pornim. Pe durata pandemiei s-a făcut pauză un an. Dar acum, după un an jumate, ne-a crăpat răbdarea și am zis hai să pedalăm. Ah, deci de poliție depinde. Așteptăm semnalul poliției. Bicicliste și bicicliști, pedalăm organizat, periodic, ca să revendicăm loc în spațiul public, mai ales pe carosabil. Să anunțăm șoferii și șoferile că vrem și noi un loc pe prima bandă, pe lângă bordură, dar vrem să fim respectați. Colegii mei verzi, bună ziua! V-ați dat la umbră, strategic! Salut, salut! Uite mă, tu ai venit, mi-a zis, dar că nu o să ne lase. Pentru că... Nu o să ne lase cu cartelul. Ar fi culmea, să ne cenzureze pe... Eu am și geaca dacă dă ploaia. Și tot Partidul Verde scrie pe ea. Ar fi culmea să ne cenzureze pe motive politice. Pedalarea asta e pentru toată lumea. N-a scris nicăieri în condiții acolo că nu-i voie cu geacă de partid. Asta nu știu ce înseamnă, că se termină sezonul de pedalat și se strâng bicicletele sau le-au adus din diverse locuri și le aduc aici pentru închiriere. Se prezumă că aici vin mai mulți turiști și doritori de a închiria. În parcul ăsta Herestrău sau Regele Mihai sunt piste verzi pentru bicicliști și bicicliste. Dar sunt și alte locuri în oraș unde pot să închiriez biciclete. Ultima vreme concurență mare fac trotinetele electrice. Dar încă suntem mulți, multe persoane amatoare de a pedala. Mod de viață sănătos și ecologic curat. Ne cam sperie jandarmii și polițiștii cu arme de foc. Dar o să vină vremea când o să interzicem purtatul armei la evenimente publice pașnice. Ca să nu se repete incidentul din 10 august 2018, când o jandarmeriță a fost deposedată de pistol și putea să se termine cu moarte de om. Acuși o să ne vedeți pedalând și claxonând. Așa. Asta e bicla mea sovietică. Pe cealaltă franțuzească am împrumutat-o, am dat-o în folosință unui coleg care nu prea pedalează și acum l-am convins să iasă și s-a dus să caute apă. S-a pornit la pedalat nepregătit, fără cască, fără apă. Am dat doar o șapcă de la partid. Salut, salut! Multă lume în parc. Nu știu de ce stau toți relaxați. E trecut de ora 2, trebuia de mult să fim toți
pregătiți să pornim la pedalat. Dar poate unii doar au venit să se plimbe și nu vor să meargă cu noi în marș organizat spre guvern, parlament, primărie, pasajul Basarab. Gata, se pleacă la 2:20. Începe marșul de ciclistic. Mă apropie și eu de bicla mea ca să nu pierd coada măcar. Pleacă toată lumea, cum asta bine să mergi. Aici familie cu copii. Bravo, bravo! Iată și bicla mea, rezist la Serghei. Drang, drang! Hai ca ai și tu sunerii, pe zgomă, în locul meu, că eu n-am. Hai și noi să aderăm la coadă. Jandarmeria și poliția e cu noi. Am plecat. Am eliberat mâna. Mergem. Arcul de Triumf e prima destinație. Cred că începutul coloanei deja e acolo. Echipa verde. O, ai schimbat bicicleta? Da, am împrumutat-o colegului pe-a mea și am luat-o pe asta. Uite, Doina, asta trebuie ție. Tu de-astea, jos, așa cum are Oleg. Vin să vă arăt. Uite, vin o cald. E desna sovietic, are 40 de ani cel puțin. Uite, așa trebuie, jos. Da, excelentă și te supliază. Da, da. Dar are o singură viteză și frânează doar cu piciorul. Așa erau pe vremuri toate. Da, da. Da.
Dar în București nici nu-ți trebuie mai multe viteze. Absolut. Exact. Cam sute și mii de... Am înțeles. Dacă ați comenta, v-aș vedea, dar dacă nu comentați, eu doar comentariile le monitorizez. Asta cred că e cea mai exotică tricicletă. La astfel de pedalări poți să vezi toate năstrușniciile de pe lume. Am văzut și monociclu electric. Unii se miră probabil și de bicla mea pliantă sovietică. De aproape jumătate de secol. Și uite așa am ajuns pe pasajul Basarab. Am ajuns din urmă colegii și colegile din drumul taberei. Ziua bicicletelor! Pare ca bicicleta noastră să se îndrăgătească. Ai grijă ce-ți dorești. Aici se merge încet. Că e dealul mare. Atent. Pe jos la deal. Poliția dictează viteza. Hop, hop, hop. Elia. Ai mai ușor? Ne-ai complicat viața. Nu știi să pornești din mers. Zdrang, zdrang, zdrang. Te depășesc. Ai grijă cu telefonul. Nu, că e lipicios, nu lunecă. Ori un video, ori un live de pe pod. Podul ăsta e spectaculos. Când e ocupat în întregime de bicicliști,
E și mai interesant. Jumătate de pod e ocupat de mașini, într-un sens de mers, și altă jumătate ocupată de transportul alternativ. Vă chemăm de partea noastră, de partea sănătoasă, nepoluantă, sau folosiți transportul public. Cam așa se întâmplă la București de două ori pe an, cel puțin, dacă nu e în pandemie. Hai la pedalat. Când particip eu de vreo 7 ani, e prima dată când mergem pe sub pasaj. Se pare că poliția, jandarmeria, organizatorii au schimbat traseul de data asta și o luăm pe splai. Altă dată ne întorceam tot pe pasaj și staționam o vreme. Acum nu ne-am oprit nici un minut, doar la intrare pe pasaj și atât. Mergem prin Grozăvești, pe lângă campusul studențesc. Dranga, dranga. Nu știu cum s-a gândit poliția și organizatorii, dar ne pun pe toți să coborâm de pe biciclete și să sărim bordura pe podul Ciurel ca să ne întoarcem. Cam umilitor și descalificant. Cam asta e soarta bicicliștilor în București. Să ia bicla pe umeri, să depășească obstacole, uite așa, cu copii, cu... A? Nicușor Dan. Și cine mai sunteți responsabili? Asta e soarta pe care ne-o doriți nouă bicicliștilor. Poliția acum nu ne poate urma, trebuie să o ia prin prejur. Halal și rușine. Capitală europeană. Iată de ce merită să pedalăm, ca să vă arătăm problemele.
ca să înțelegeți că orașul ăsta e pentru mașini, nu-i pentru bicicliști și pietoni. Peste tot ne-ați pus obstacole și riscuri, capcane, pericole. Salută, polițiști! Dar eu mă opresc să monitorizez. S-au rușinat.